Val de accidente pe șoselele din țară. În weekend la Bistrița, 3 mașini s-au lovit violent și 5 oameni au fost grav răniți și în Vâlcea a fost un alt accident ce s-a soldat cu 9 victime. Pe o șosea din localitatea Romului Bistrița-Năsăud, 3 autoturisme au fost implicate într-un accident destul de serios. Un tânăr de 21 de ani, șoferul unuia dintre autovehicule, a rămas încarcerat, în timp ce alte 4 persoane, printre care și un copil de 6 ani, au fost rănite. La locul accidentului au ajuns mai multe echipe de salvare, printre care și un elicopter SMURD, care l-a transportat pe tânărul încarcerat la spital, după ce băiatul a fost eliberat dintre resturile mașinii de către pompierii militari. Celelalte persoane rănite, 2 femei de 19 respectiv 32 de ani, un băiețel de 6 ani și un bărbat de 31 de ani, au fost preluate de ambulanțe și transportate la spitale din Bistrița. Și în localitatea Fișcălia, pe DN64, a avut loc un alt accident de amploare. 8 victime au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce o mașină s-a lovit de un microbuz de transport persoane. 2 dintre victimele implicate în accident au suferit răni grave. O parte dintre cei răniți au primit îngrijiri medicale la fața locului, iar alții au fost transportați la spital. Printre victime este și o adolescentă în vârstă de 17 ani.